care gândește consecințele din perspectivă proprie. Cei care vreau să scape de Robana Pauper Plumb sunt supărați, da? Triști. Cei care s-au legat de de pusta doamnei Plumb se gândesc că mai au de trăit o vreme suparipa ei ocrotitoare. Este dramatic pentru Rovana, pentru PSD Dâmbovița situația. Este dramatică situația Rovanei Plumb. Să iasă pe stradă candidații la primărie cu Rovana. O să aibă un succes deosebit. Eu am discutat cu mai mulți primari care sunt extrem de îngrijorați de perspectiva de a ieși pe stradă cu doi oameni compromiși total. Securistul Haplea. Îngrijorați, dar naș. Da? Și Rovana Pauper Plumb. Ce să le spui la oameni? Că unul are pensia de 16.000 de lei pe lună, da? Și a învățat să poarte costum acum. Apropo, am auzit că doarme și noaptea îmbrăcat cu costumul. Nu mai știe când să... Da? Nu mai știe când să... Când nu-l poarte. Așa. Și cum să ieși cu Rovana Pauper Plumb după ce s-a întâmplat în Parlamentul European să spui că este garantul îndeplinirii obiectivelor din județ? Cum să le explici oamenilor din județ că n-ai drumuri naționale în regulă? Cum să le explici că n-am, da? Că nu s-a reușit, de exemplu, modernizarea gării. Trebuia să intre anul acesta gara Târgoviște în proces de modernizare. N-a fost Rovana Pauper Plumb ministru când s-a adoptat bugetul? De ce n-a avut în vedere proiectele din județ? Am văzut că au reușit performanța să schimbe șeful gării de la Titu și mare chestie că s-a apucat ăla să dea cu mătura. Dar problema e așa, dacă vreți să facem un pic de istoria ultimilor ani, suntem un județ în care s-a furat o gară. Vorbim de gara de la Moreni. Mai există gara de la Moreni? Nici calea ferată de la Moreni până la Caragiale aici la... Nu știți că a rămas o prea manipulată, i-a spus că a furat și... Deci nu mai există. Iar noi... Deci asta va fi foarte greu pentru cei din PSD, să explice asocierea cu două personaje toxice. Securistul Haplea și Rovana Pauper Plumb. Credeți că în cazul lui Mircea Diaconu s-a lucrat în baza unui scenariu, pornind de la discuție?